Mai am să fac intro, Paul, ce ai făcut aici? El e nerd, eu sunt Paul și bine v-am găsit la un nou videoclip, o episod cum vreți să ziceți. Astăzi vom încerca să batem pillarurile și iertați-ne că am fost ocupați cu chestii. Da, intervenim multe chestii. You know that stuff. Da, apreciez că cel puțin la mine asta pe canal și la nerd și fără mai multe comentarii, nerd, ai ceva de zis? Păi nu prea, am farmat câteva chestii ca să vină Titan, adică mi-ați recomandat mult să fac rost de armura de Tiki și a niște poțiuni, ne-am luat și acum vrem să mergem să batem pilarul. Cred că Stardust este asta, nu? Da. Na, hai să-l batem. Iar dacă, asta fiind și pentru cei de pe canalul meu și de pe canalul meu. Fac, Paul, mi-ai luat chestia aia. Dacă aveți, să zic așa, nu știu, sugestii de jocuri care să putem face co-op, lăsați o idee, să zic așa, deoarece după ce gătăm zonul 4 la nerd, la mine cred că al doilea. Oh my god, ce damage dau ăștia. Începem să facem și altceva, adică na, un canal nu consumat într-un joc. Bă, da, dau damage ăștia, nu glumă. Da, știu, văd că și eu mă chinit să fug de ei. Da, explică-mi puțin, noi... Practic, după ce distrugem chestiile astea, da? O să se ducă scutul de la chestia aia și distrugem pilarul și o să dispară toți monstruele de ăștia. Ideea e că vine într-una. A, da, o să se spawneze non-stop până când omorâm un anumit număr din ei. Da, e faza că sunt foarte fucking mulți. Fuck, e un șarpe care vine pe mine și mă omoară. That was lame. Da, sunt trip. Ai murit și tu, așa-i? Da. E sigur că suntem ready pentru asta. Mai bine aduce și un campfire totuși, așa. Hai să aducem și un campfire. Vezi că ai luat când am spart ăla de la... Da, 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 în inventar. E la unde ești? Jos. Bă, bă, a venit râma asta aici. Where are you, nerd-kun? Aici. Unde e nărsul? Nu-mi zic că e pe la mama naibii. A, no. Și cum ai zis că poți să fac armura mai bine? Stai, vin aici la mine ăsta de mitril și vezi, cu dă-ți jos armura de turtle de pe tine și îți apare acolo beetle sau ceva de genul. De glorified, mă. Da, stai că ți-e trebuie din de turtle primor, nu poți să faci pe asta, trebuie să... O să vedem pe viitor cum mai facem să farmăm. Hai să ne mai chinuim atunci la ăsta. Hai să spuneți, dă-mi, mi-a aruncat aia, bă. Și se merită să bem iară puțin? Da. Și să murim, zic și eu. Na, bă, atunci hai așa și să încercăm să-l omorâm de primul. Vreau să văd putem trăi așa. E faza că trebuie să fugi, să na, te ferești mult, știi? Și după mine vin râmele astea enervante. Vine râmele? Da, vine râmele. Pleacă râmă. Bă, chiar că eu nu m-am interesat. Românii au avut de suferit chestia asta cu apocalipsul de pe YouTube. Români nu prea am văzut. Că nu, n-a văzut să se plângă nimeni, adică, nu știu. Dar câți bani făceai din chestia asta? Păi aia e că românii oricum nu făceau mult. Deci de ce te ai și plânge dacă ești așa, nu faci nimic. Nimic, luat din nimic, tot nimic. Nu știu, eu mor una, două, fără buff. Adică îmi dă un hit râma aia și mă lasă în half așa. Nu știu, eu încerc să mă feresc pe aici cât mai mult. Știi, dar... Cred că ar merge chestia asta. Da, uite că funcționează. Ok. Practic asta oricum zboară în ele. Eu doar mă feresc. Deci, am făcut ceva și a funcționat. Doar mă învârt pe aici și minioanii mei dau așa în ele și păi nu da, mor. Și eu. Uite, nici nu-mi iau damage așa, nu mă arunc astea în mijloc, ele vine spre ele, știi cum zic? Practic... Dar știi care e faza? Că alea mici, dacă nu, când le distrugi pe toate, se fac de alea mai mari și tot apar. Se, gen, din mai mică, iasă mai mare, știi, și tot așa. Observi? Bilele astea. Gen, dacă nu le omor la timp, se face într-un de mai mare. Și tot așa, și tot așa. Oh, mai este un pic și mă regenez complet, avea. Nice. Stai că mă duc să văd pilarul câtă viață are. Adică dacă... A, încă mai are scutul, ok. Fugim. Fugim.
Totuși ar trebui să reprezinte chestiile astea. Chestii. Chestii. Oh my god, câte bile de le-a vin după mine, Paul! Da. Ia uite-le! Dar știi cum, hai unde stau eu, dacă vrei, adică nu știu, eu nu-mi iau damage, pur și simplu pun astea și vin ele să mă moare, dar mor în asta, știi? Păi da, dar pe mine mă urmăresc și șarpele ăla, moară, așa, mor. Stai că o chestie de aia care ți se lipește de cap. Se lovește de cap? Ți se lipește de cap, mamă, nici nu dă cu rachetuțe. Am crezut că e un ceva beetle, știi? Na, rip. S-ar putea să mori și tu cât de curând. Pretty ok. Măgar, știi ce am putea face? Mai sunt chestii care le putem să facem din iteme mai bune. Numai dacă am scăpat cel puțin de 3 pilare, știi? Că dacă reușim să scăpăm de 3 pilaruri, putem să facem eventul cu marțieni, se pare, putem să facem eventul cu pumpkin moon. No, o venit Abraham și o găsit. Oh fuck, stai că am uitat să spawnez minionii. Bă, dar chiar că, ții minte când am găsit noi NPC-ul ăla și portalul ăla citat, cu cristal? You and the what army, lol. Am făcut un achievement. Nerd. Da. Ții minte că avem acolo spațiu liber pentru ceva piedestal. Da, dar nu mai știu exact. E faza că mi se pare că itemele care le aveam acum sunt mai bune decât itemele care ni le-ar... Nu, dar zic, vrei să facem și aia? Bă, da, o să facem și eventul ăla dacă eu sunt curios, că nu știu ce e, de-aia zic. Da, să facem și eventul ăla. Mamă, iar vin toate chestiile astea după mine. Bă, dar chestiile astea nu dropează absolut nimic. Hai pe Paul că s-o spar scutul aia, vino repede. Bă. Da. Astea nu dropează nimic? Nu. Adică pilarul, da, da, astea nu. Vezi pilarul, dă-i în el. Hai că eu încerc să mă vârt așa în jur și aștept să-mi dea minioni cu sulițe după ei. Că ori luat target pe mine, știi? Is. Dai, 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 așa, Paul, fine. Hai că merge. Eu sunt momeala, tu dai damage. Să știi, chiar te descurci bine. A, cât sunt? Nu muri! Stai că acum trebuie să se ducă. Omoare, omoare! Bun. Stai, vezi astea, fragmentele, trebuie să le culegem. Așa. A, vine încă una după mine. Nu-l atinge, tu ce dai aici? Da, vezi că dacă nu le omori se fac din ce în ce mai multe. Se multiplică așa. Pentru Demacia. Hai, hai să plecăm, hai acasă, dă-i pe ăla. Da, asta se spawnează non-stop? Păi da, din miluță mică dacă nu omori se face miluță mare. Și după că spargi miluță mare se fac chiar mai multe mici, știi? Dar eu n-am nevoie, să aproape cu el. Tu ai luat vreun Stardust fragment? Star Cell Banner, atât am primit eu. Na, înseamnă că sunt la mine. Stai să văd ce putem face cu ele. Bă, de ce am eu? Avem un NPC în casă care lua foc, care încă ia foc. Pau, ne moare un... Ah, gata. Ok. Hai să vedem ce putem face cu asta. Hai că eu încă mă fac cu pinele astea. Na, nici ne-am omorât 200 deja. A, uite, mai am câteva și mor toate. A, nu aici. Aici cred că trebuie să fac chestii. A, asta e chestia de summoner. O, păi perfect așa, Paul. O să faci cunoștință cu cineva. Da, practic, nu-i, teoretic nu e posibil, dar practic da, că una tot rămâne. E cum zic. Paul, vino să faci cunoștință cu cineva. Stai un pic. Ah, fuck it, că tot apar mai multe. A, ia, să vedem. Aud o rață. Ia, ce? Stai. Până aici o vin. Ia uite-te. Stai, uite totul? Stai. Am crezut că o vine până aici, căcatul ăla. Ia uite-te aici. Nu arată cute. Hai să mergem, dai dragonel, nu-i OP, ia uite-te la el. Zice-o, dar arată cute. Știu, dar dă mult damage. În ce parte? Stai, mergem la... Hai la Nebula, în partea... Nu, sau? Să mergem la de la Vortex? Mi se pare că e mai ușor la Vortex de bătut. Tu știi. Stai că mă duc să iau niște puțini. Bă, dar NPC-ul ăla tot da, asta chiar a fost foarte folositoare acolo, adică... Contra Sabi a fost cam useless, dar... Scythe-ul ăsta chiar a fost foarte bun. Scythe, sau cum zice, știce, cum e zice? Scythe.
Psych. Deci the wrong number. Dar nu știu, adică sper că YouTube-ul o să-și revină la cap și o să facă ceva, adică, într-un fel, știi, să mă pun în situația lor ar fi foarte nașpa, adică nu înțeleg de ce a făcut mișcarea asta, sincer. Oricum, nu-i ceva... Că, nu știu, adică ei au impresia că mare parte copiii de 4 și 5 ani se uită, tot audiența lor pe YouTube, știi, și na. Dar știi care e faza? Practic tot iau și canalul lor și jură mai mult decât ăia mari, dar nu. Mă rog, YouTube. Dar nu, ideea e că aia e toată faza, e destul să zic shit, că gata, unmonetized. Dar nu, știi care e faza? Îl știi pe Leafy. Da. Nu, m-am uitat cum am luat videoclip cât am mâncat pâine usă. Și... Că unmonetized, da? No, bun, și de curiozitate, au abladat un videoclip de câteva secunde cu un black screen, fără audio, fără nimic, știi? O să mor. Și i-a dat unmonetized și nici nimica, dar nimica. Pur și simplu i-a dat unmonetized pe motive că indecență, nu știu ce. Lol. Un black screen. Am mai văzut youtuberi din ăștia care tot așa și l-au demonetized și au făcut un video în care doar să juca Minecraft. Da, au zis că YouTube, tu asta vrei să vezi, content de calitate și așa. Și că doar ce-a făcut a fost să ia tot clipul, vreo în jur de 15 minute, o lua blocuri, așa, nici nu cred că știa să joace Minecraft, că era unul care făcea videoclipuri cu LOL, o lua blocuri și a făcut din blocuri o chestie cu money, genul scris așa, știi? Sau ceva de genul, parcă. Da. I'm a baitule. Da. Tu numesc că viața am eu. Da, cum îi zice? Și că ăștia că nu mai vor să bage update la Minecraft, că au făcut destule sau așa ceva. Dacă zic bine, apoi nu știu. Bă, nu știu, și așa nu prea mă mai joc în ultima vreme, deci. Nu mă mai joc, dar nu, adică nu zic că nu e fain, dar nu, amul nu mai îmi place. Știi? Știi care e problema? Viermii aia urâți care, mamă. Și dragonul meu nu este în stare să-i omoare, că aia trebuie să le dai la coadă, parcă, sau ceva de genul. Dar nu era mai folos, nu eram totuși mai folositor minionii aia mici? Nu, că ăsta dă AOE, gen. Vezi? Ia uite-te cum e curăță. Ah, am crezut că dă numai mușcătura așa, știi? Nu. Dar e faza că la dragonul ăla trebuie să-i dai... De când filmăm, bă? Stai să mă uit. 12 minute. Hai, ok. Uite-te, viermele ăsta, vezi ce e nervant rău, că trebuie să-i dai la coadă. Ba, uite, Nică-i deștept, bă, dragonelul meu, îi dă la coadă. Dragonelul. Da, chiar îi dă la coadă, gen, lovește în coadă, știi, și îl omoară instant. Nu mă așteptam. Noi o să-i, știi ce facem? O să-i luăm, o să ne ducem înapoi. Ba, uite-te, chiar îi deștept, știi unde să-l atace, îmi place de tine, dragon. Ești useful. Useful. Da, și omoară la tot ce prinde în jur. Ia uite. Păi, și faza e că ăsta e și cel mai greu pilar ăsta de foc, sau stai cum se cheamă, că am și uitat numele. Sincer, mi-am dat seama înainte să-mi zici. Solar. E gen cel mai greu pilar. Restul o să fie easy. Deci dacă pe ăsta reușim să-l batem în episodul ăsta și episodul viitor o să batem restul două, păi o să fie easy. Au, fac, o să mor. O să fie easy, mult lor du. Bă, te-ai gândit să filmezi PlayerUnknown's? Am filmat. Am un clip cu PlayerUnknown's. Ah, da, dar nu mă refer să faci serie sau ceva. Ah, serie? Păi nu știu, mi se pare genul de joc care mai bine faci niște funny moments sau ceva, știi? PewDiePie. Nu neapărat, că PewDiePie face mare parte... PewDiePie face tot timpul live. Stream, da, cu... Da, mamă, iar, bă, o nebunită asta. Bă. Deci el niciodată nu știe player-ul nostru, tot timpul pune poze random și titlu. Da, știu, cu pești, cu chestii am văzut. Eu să mă duc până acasă să-mi iau niște puți, adică să-mi dau heal de la nurse, că mor. Heal, mersi. Bă, da, ai văzut că a avut bai săracul de el, că din greșeală au zis what the fuck. Da, și toată lumea s-a luat de el. Da, bă, știi, mie mi-e milă de el că... Practic, nu a zis nimic ca rasist, pur și simplu s-a enervat pe tipul ăla, știi? Și numai de aia primește știți de la ziarele și tot.
toate articolele sale pe net. Da. Păcat. Adică, oricum, nu să fiu eu rău, dar părerea mea în trecut era mai. Eu mă duc să văd dacă mai are... Hai că nu mai are scutul, Paul. Hai, metoda asta, momeala. A mie clasice cumva, se chema Hormins, dar nu mai știu de ce. Bun. Stai că iau eu astea fragmentele. Păi cred că apucăm să batem încă un pillar. Hai să mergem în stânga să-l bate și pe Da. următorul și mai ușor de bătut. Îs cam low. Dă-ți-l. Da, nu pot. Ai delay? Na, păi oricum până ajungem cred că ți se duce delay-ul. Cool, da. Nu știu, dragonul ăla îmi aduce aminte de Bakugan, sincer. Știi? Uai, deci Hai când că eram deja am ajuns aici. mici, cât ți-am mai zis, când ne jucam cu Bakugan, noi jucam serios, dacă câștigam, să luăm Bakugan. Da, după plângea la care își pierdea Bakuganu. La viața mea am pierdut 3 Bakugan și am câștigat 8 sau așa ceva. Sincer. A fost un jucător bun. Bine, ideea era că tot ciuleam și nu știam să jucăm, dar aia e a doua parte. Da. Nici nu știa ceva cărțile, știi că aveau și cărți Dar speciale. știi ce e magazinul Oțelul? Poftim? Știi cum e un magazin Oțelul? Unde se vând plastic, tot felul de plasticuri, chestii din astea, cauciucuri, da, să știi? Bă, n-am mai auzit până acum de magazin, dar No. probabil. La noi, cel puțin în vigoare, să zic așa, popune, pur și simplu se vând cauciucuri, chestii de mașină și pe lângă asta, din astea, mase plastic. Da. În sat aveam un oțelu, ce zic așa este, noi aici, unde se vindeau pe la jucării, care normal sunt și jucării, se vindeau cărți din astea Bakugan. Și tot timpul ne luam pachete de acolo, că era, parcă, 5 lei un pachet cu 50 de cărți. Și Da. noi cu alea jucam tot timpul, ziceam că, vezi, Doamne, cartea aia nu știu ce și par de orice carte, chestii de genul. Erau toate cărți fake. Ce pus să-mi iau focusul de la ăștia. Știi care e faza? Că ăștia îți dau un debuff care începe să zbure așa plutești. Asta am vrut să zic și eu, că mă enervează, că mă duc în sus. Și nu pot să-i dau dodge așa, că nu știu unde merge jucătorul, player. Tot plutește așa, random. Mai dă și like din gol ăla, cine îl dă? Nu știu, de pe acolo careva. A, e o chestie care spawnează atât de ceva. Sau când moare unul. Mamă, stai că iar apar mulți. Adam sau cărțile Yu-Gi-Oh, știi? Și Duel Masters, erau multe. Dar nu știu, care e diferența dintre Duel Master și Yu-Gi-Oh, că nu mai Erau știu. altcumva de jucat, era modul diferit din astea, parcă. Eu o să fac ceva kamikaze, o să mă duc să văd dacă câtă viață mai are ăla. Eu mor, nu te duc, mai am 2, am bine. Ah, vieți, nu-mi găsesc cuvintele. Mă duc să văd dacă mai are... Hai că nu mai are scutul. Iar faci, am murit. Latina! Ceau, bănuți. O picat în groapă. O să fac metoda bait. Poate reușesc să fac ceva. Ah, fuck, mi-am luat iar gravity de ăla și... Doar plutesc, nu fac altceva. Na, și e enervant. Bă, cred că o să pot să-l omor singur. Dar nu mă cred. Fiindcă am ceva chestii de astea, seamănă că mai pune niște biluțe care se prinde inamicii și le dă damage constant. Și surprins în jur de 20 de biluțe de alea. Gata, l-am omorât. Lol. That was easy. Voices linger around you? Yeah. Vine ceva boss? Nu, no, mai e încă un pilar ca să ajungă un lordul. Bă, am bătut și Bă, ăsta. dar, by the way, noi n-am bătut scheletul în Prime, așa-i? Ba da, m-am bătut cred că toți. Am bătut toți boss-ii mecanici. N-am bătut scheletul în Prime. Ba da. Da?
Oh my god, Paul, ai și uitat. A, da, mă, cam achievement-ul. Oh, dar nu știu, înseamnă că l-am bătut repede și nu țin minte, adică parcă a fost easy. Sau mi se pare? Nu știu, frate. Paul, am să mă adus, adică am făcut rost de un item pentru tine. Unde ești? Acum merg să-mi iau valoarea. E, bani. Să vii acasă după. Ok. Gata. Platina mea. Deci, I'm home. Ia, ce făcuși? Stai, ia uite. Asta e pentru tine. O torță? No. Fitting a shot strike before of the sun. Yeah. Let's test this shit out. Interesant. Dar la cât am văzut interarea, nu mă mai miră nimic. Asta e chiar OP. Cu chestia asta am reușit eu să bat Moonlord-ul. Știu că m-am uitat la episoadele tale. Mă duc să bag niște Dar chestii. dacă țin bine minte, te-ai băgat în ceva cabină la Moonlord. Da, cu heal și din asta. Dacă vrei putem face chestia, dacă nu reușim să-l batem așa cu kite și... La chestia asta explodează? Nu, dar dă mult damage. Și dă prin blocuri, AOE, cum vrei să zici. Unde era acest cu Ba da, Ben? explodează, omule. De fiecare dată când dă un hit, explodează. Adică atunci chestia asta mă useless că sau. Nu, nu e nimic useless, numai că na, aia e mai bună decât altceva. Păi, asta e cam nebună, dar la Nesmus e cam useless, dar dacă e boss, cum ar veni? Zic că e ok, adică poți să dai aim unde vrei. Te să văd cât am filmat deja 22 de minute. Încheiem acum filmarea? Da, închei tu. Na, păi, bun lume, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. În episodul viitor cel mai probabil o să batem, să încercăm de fapt să batem un lord. Tu ce Da, zici, Paul? mai avem un pillar. Păi da, după ce batem pillarul, gândesc că se spawneze automat un lord-ul. Stai, noi am bătut. Deci vreau să te întreb dacă am bătut plantera și mi-am adus aminte că am bătut de două ori una după alta. Am bătut cam toți boșii, mă rog, în afară de ăia de la eventuri. Dar băi, eu asta vreau să zic. Și dacă gătăm cu mulor, nu vrei să bătem toți boșii numai așa, de bulangii ce suntem? Bă, vedem, dar Moonlord-ul ar fi principalul seriei. Știu, dar dacă zic bine, Okram, îl știi? Nu mai e doar pe la telefon și consola. Da, de ce? Așa ori decis, mi se pare că îl și scot de pe consolă sau Da, despre... nu, am văzut news-ul, dar... De ce? Păi, nu mă întreba pe mine, întreba pe aia care a făcut jocul, Da, habar n-am. inițial nu era la ultimul boss sau așa ceva? Nu cred că era ultimul boss, era un boss tot așa pe lângă ceilalți. Ia uite-te, Și NPC-urile dau party. cum îi dai summon? Nu știu, nu prea m-am jucat așa de mult pe consolă sau pe telefon încât să Ah, da, știu. atunci stai. Înseamnă că itemele respective o să fie șterse din joc care erau related to boss-ul ăla? Sau le pune să fie dropabile de la alți boss. Că mi se pare că poți să faci ceva armură specială sau așa de chestii de drupate de la el. Și Baronul, spre exemplu. Ce baron? Și tu peștele alea. A, Duke Fisheron. Da. Păi Duke Fisheron nu e și pe... Tot, nu, mi se pare că Duke Fisheron nu e doar pe calculator. Nu zic, cum o dai summon? A, păi trebuie să mergem undeva în zona din aia cu Mushroom, știi? Și acolo găsești un fel de vierme, ceva, și dacă îl prinzi, ca un fel de mumeală, știi, și trebuie să pescuiești cu viermele ăla și când ai pescuit cu ăla, se spawnează boss-ul, știi, și începi să te bați cu el. Ok, hai că, ok. Na, sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați de like, subscribe și pa, pa! Salut!